din raionul Briceni au fost inundate în urma ploilor din ultimile zile. 23 de copii din satul Drăgușeni, raionul Strășeni, au ajuns la spital după ce au fost infectați cu hepatita A. Mai mulți producători de legume și fructe sunt nemulțumiți de faptul că nu pot să-și comercializeze marfa. Taxele locale pentru anul 2015 au stârnit discuții aprinse între consilierii orășenești din Isporeni. O primărie nu are acces la internet din luna noiembrie anul trecut, iar din luna mai, curent, nici telefonia fixă nu funcționează, iar telefoanele mobile prind rețeaua doar în drum. Ministerul Mediului al Republicii Moldova evacuează și distruge pesticidele lichide în cadrul proiectului Fondului Ecologic Național. Acum a venit rândul depozitului din Taraclia. Despre acestea și alte subiecte aflați din ediția de astăzi. Mă numesc Valentina Uja și vă prezint sinteza săptămânii. Locuințe din raionul Briceni au fost inundate în urma ploilor din ultimile zile. Casele, fântânile și beciurile oamenilor sunt pline cu apă. Mai multe gospodării din satul Colicăuți, raionul Briceni, au fost inundate de ploile torențiale. Ogrezile, beciurile și fântânile acestora sunt pline de apă. Dar inundația asta a mai fost cu 6 ani în urmă. Ia că eu pe colonie am făcut o gaură, iată, pe partea și elaltă, am rupt gardul și am pus o șofire și iată, sunt încălțat în cisme, pe după caspede. Ce să fac? Sari era până la treapta și e de la casă. Și era sus să clopim la saraie. Mai, dar am scăpat. În casă nu aveți apă? În casă n-am. Doar slava Domnului, că n-am în casă, Doamne. Alți oameni luptă cu propriile forțe cu inundațiile de ieri. Ca să-și salveze bunurile, oamenii folosesc motoarele electrice. De exemplu, acest gospodar a instalat 4 motoare electrice. Cu 2 pompează apa din beci, iar cu altele 2 apa din fântână. Scotem de la ora 7 dimineața, că ieșe afară apa din beciuri, ieșe la vecinul, ieșeam în bucătărie apa înăuntru, că e la nivel cu pământul și nu toată noaptea cu căldarea scoate apa din casă. Și e că un motor am pus la dânsul, 3 la mine. De 3 ori ne-o curățat fântână. Că era apă verde deasupra și nu putem să o beau. Și de la vecin să o aduc tot așa și n-am tot să o beau. Și de mamă n-am posibilitate să o curăță a patra oară. De unde luați apă? Am apă de ce? Eu de unde să o aduc? Dacă luai tot apă și dincolo tot e apă la toată smântână, de unde să o aduc? N-am posibilitate să ne cumpăr apă de mineral ori de asta. E că beau așa și să fac. M-a ajutat că să scot apa din podval, că n-am să am și mâncat la iarnă. Cum fac eu căpiei, că dacă eu sunt la grupă? Eu și-aș plâng sub casă la 69 de ani. Unii locuitori au sesizat secția situației excepționale ca să le pompeze apa din beciuri. Din cauza că ploile continuă mai departe, apa nu are scurgere, apa în beciuri revine înapoi. De asemenea, astăzi suntem la fața locului în satul Colicăuți, la cetățanca Vanghelie Lidia, care tot aceeași situație, în urma acestor ploi, a fost inundată și grădina, ograda și beciul. Potrivit aceleiași surse, doar 2 locuitori s-au adresat după ajutor, deși numărul acestora este mult mai mare. Oamenii se descurcă cu forțele proprii. 23 de copii din satul Drăgușeni, raionul Strășeni, au ajuns la spital după ce au fost infectați cu hepatita A. Se presupune că copiii au fost infectați după ce au băut apă contaminată din fântâni. Cum se simt copiii și care a fost sursa care a contaminat apele, aflați de reportajul ce urmează. 23 de copii din satul Drăgușeni, raionul Strășeni, cu vârstă cuprinsă între 7 și 14 ani, au fost infectați cu hepatita A după ce au consumat apă din fântânile infectate de paraziți. Se presupune că apa ar fi fost contaminată din excrementele animalelor care s-au infiltrat în apele subterane în urma ploilor abundente din ultima perioadă. Potrivit Silviei Botnar, asistentă medicală a Oficiului Medicilor de Familie Drăgușeni, primul caz de infectare a fost înregistrat la data de 9 iulie. Imediat a fost anunțat Centrul de Sănătate Publică Strășeni, care a identificat focarele și le-a dezinfectat. A fost efectuată analiza probelor prelevate, în urma căreia s-a constatat că apa este în stare nesatisfăcătoare. Cauzele de contaminare a apelor din fântâni pot fi diverse, spune Silvia Botnar. Am luat analiză la ape, apele erau în stare fântânile în stare nesatisfăcătoare, chiar condițiile de trai nu sunt chiar bune, majoritatea oamenilor se ocupă cu
cu creșterea animalelor, ceea ce tot este un factor favorabil pentru hepatita virală. Situația îi alarmează pe locuitorii satului. Ei afirmă că evită să consume apa din fântână. Pentru ca animalele să nu prezinte un pericol pentru sănătate, trebuie amanajate locuri speciale, spun sătenii. Eu nu m-am auzit și deodată m-am la farmacie și am luat vitamine și le-am dat la copii. Dar noi, ca tare apă, nu bem din fântână. Noi tot avem fântână în ograd, dar noi dăm. Noi aducem de la românești. E tot ea ca să e de la animale, mai ales... Numai decât de la oile astea, că îi țin oile în sat, oamenii, murdării, de la murdării toți e. Trag, copiii trag. Da, mă, și fiecare are gospodare, are 30, 20, 40, 50, alții au și 200 și toți sunt sat. Deși nu eu să fac stâni, chiar ca școlul să poate făcut stâni și partea și de sat să poate făcut stâni. Potrivit lui Constantin Marola, șeful Centrului de Sănătate Publică Strășeni, toți bolnavii au o sursă comună de infectare, care se presupune că ar fi apa contaminată de murdăria existentă în localitate. Cerlaț Svetlana, șefa secției boli infecțioase, unde au fost internați copiii, afirmă că acum aceștia sunt în afara oricărui pericol, iar unii au fost deja externați. La moment rămân internați 13 copii din satul Drăgușeni. Starea copiilor este relativ satisfăcătoare. Se alimentează, primesc tratamentul în continuare și deja mai sunt copii pentru a fi externați. Centrul de Sănătate Publică anunță că doar 4 din persoanele infectate s-au adresat după asistență medicală, iar ceilalți au fost identificați prin metode de laborator. Mai mulți producători de legume și fructe sunt nemulțumiți de faptul că nu pot să-și comercializeze marfa. Echipa noastră de filmare a încercat să afle care sunt părerile fermierilor. Cea mai mare problemă a producătorilor este lipsa unei piețe de desfacere. Ei spun că nu vor avea unde să-și vândă producția din cauza embargoului impus de Rusia. Stăm cu legumele, cu fructele și nu le vindem. Nu avem piață de desfacere și nu avem unde realiza producția. De produs producem, dar de vândut nu avem unde vinde. Și n-aveam unii le realiza. Până acum le mai dușeam la Rusia, dar acum s-a terminat. Câți bani ați investit? De investit am investit tare mult. Da. Și am scotiam e la găși. Anul curent, unii producători au renunțat la cultivarea legumelor. Comercializarea lor nu le acoperă nici în jumătate cheltuielile enorme pe care le suportă. Nu piață de desfacere. Anul ce s-a hotărât, am decis să nu punem grădină, fiindcă într-adevăr sunt greutăți, mânci din alte considerente și brațe de muncă, nu prea sunt, teritoriul satului nu vor să lucreze toți, asta nu-i secret și, în primul rând, piața de desfacere din bate. Anul curent, situația în satul Nicoreni s-a schimbat vizibil, comparativ cu anul trecut. Din considerentele că nu există piață stabilă la realizarea legumilor, sunt mai puțini producători de acest gen. Dacă anul trecut în satul Nicoreni erau peste 130 de producători agricoli în domeniul legumicol și pomicol, anul acesta numărul lor s-a redus dramatic. Taxele locale pentru anul 2015 au stârnit discuții aprinse între consilierii orășenești din Isporeni. La ultima ediție a Consiliului Local, ei au discutat despre aceste taxe timp de 2 ore. La Nisporeni, taxele locale mereu au creat discuții încinse între consilierii orășenești. La ultima ședință, ei au deliberat pe marginea taxelor locale pentru anul 2015. Magazine cu vânzare predominantă de produse alimentare și așa mai departe se propune până la 3, dar eu încă o dată spun că e proiect, ca să înțeleagă toți, 30 de metri pătrați 2000 de lei, 50 de metri pătrați 3000 de lei, pentru următoarele 50 de metri pătrați de care dispune magazinul. Magazinul s-are în vedere suprafața lui conform planului cadastral. 750 de lei pentru următoarele 50 de metri. Sunt magazine de aceeași pe pătrați, de exemplu, care se află în centru, dar și aceeași magazine care se află la suburbii, care poate fi defavorizate. N-au atâtea persoane, nu trebuie prin magazinul celălalt. Nu, la magazin chiar și alte afaceri care... Și-ar fi bine să le utilizăm și sectoare. Domnul Stici, Comisia Financiară, mai adăugat încă 10 consilieri din Partidul Democrat și ei și-au însemnat dinainte tot care situația și pe noi ne-au pus așa într-o situație care nici clar. De atâta. Eu nu vreau nimic să spun adăugător. Pur și simplu, eu vreau să aflu toate cifrele care le-au spus domnul Stici, care le-au hotărât la Comisia cei 10 din Partidul Democrat, să le am și eu.
Primarul orașului Nisporeni și-a exprimat nemulțumirea vis-a-vis de obiecțiile făcute de consilieri. Păi oameni buni, spuneți la toată lumea că voi sunteți implicați în comerț și voi vreți să distrugeți complet, să nu plătiți nimic, să nu vă convine nici așa, nici așa. Discutați întrebările care tot oamenii tot lucrează în activitatea în comerț și au venit cu propuneri concrete, voi pe cele le atacați, dar altele în loc distrugătoare veniți. Amintim că în anul 2014 taxele locale au fost majorate cu 50%, fapt care i-a nemulțumit pe o mare parte dintre agenții economici din Nisporeni. După ce mai mulți agenți economici s-au plâns că primarul și președintele Comisiei Economice din cadrul Consiliului Raional au stabilit taxe pe criterii politice, acestea au fost reduse. Bine de jumătate de an sunt izolați de restul lumii din punct de vedere informațional. Aceasta se întâmplă în Căușeni, unde o primărie nu are acces la internet din luna noiembrie anul trecut. Mai mult decât atât, din luna mai curent nici telefonia fixă nu funcționează, iar telefoanele mobile prind rețeaua doar în drum. Problemele au început mai întâi la rețeaua de internet, iar după ce și-au schimbat sediul a dispărut și telefonia fixă. Contabilul satului susține că zilnic este pus în situația să întârzie cu anumite documente sau să fie informat prea târziu despre un eveniment or altul, din motiv că nu are acces la poșta electronică a primăriei. Faxul nu lucrează, iar telefonul fix nu mai sună de mai bine de 3 luni. Ba mai mult, femeia susține că serviciile de internet și telefonie fixă au fost achitate în toată această perioadă, numai că nu s-au folosit niciun minut de ele. Абонентну плату платим за них, и телефоны не работают. И вот поставили нам вот эту приставку. На которой не только телефон, и интернет не работает. Эту приставку. Я уже замучилась этих, приглашала монтеров. Значит, пришли, установили, говорят, у вас тут не такой номер телефона, а другой. Есть контракт, по этому контракту ездила, разбиралась в телеком. И с ноября месяца мы без телефона. Короче, где-то здесь... Да, и за интернет платили, нету оплаты, нету, и за... Как? Интернет не работает. И за телефоны платили, и телефоны толком не работают. Светлана Иванов lucrează în calitate de secretar al Consiliului Local. Femeia afirmă că încă din luna mai trebuia să actualizeze listele electorale. Acest lucru însă nu s-a făcut pentru că nu a avut acces la baza de date a cecului, în lipsa internetului. Ea se teme ca primăria să nu fie sancționată de unele instituții pentru că un șir de documente nu sunt semnate și expediate la timp. Că suntem în prag de alegeri parlamentare, noastre, eu cred că tot cunoașteți, și listele electorale noi trebuie să le actualizăm. Am avut un termen în luna mai, trebuie să actualizăm și n-am putut să facem asta. Și acum tot e aceeași problemă și nici acasă nu am internet și nici la serviciu. Situația deranjează și pe săteni. Oamenii spun că nu pot telefona la primărie pentru consultații. Если нет ни телефона, ни интернета, вот надо компенсацию вот получать пенсионерам. Негде как сообщить, надо... Население все равно и в Оливерде надо сообщить, и в Леонтьево, и в Городеницу. Все равно без этого не обходятся люди. Все равно как-то надо помочь, сообщить, потому что много и пенсионеров, и... Primarul satului Anatolie Ivanov afirmă că a apelat de nenumărate ori la Moltelecom, însă problemele așa și nu au fost rezolvate. Они обоснуют то, что нет технической возможности провести здесь буквально между этими зданиями, тем зданием по прямой, ну пускай будет 100 метров, 150, больше не будет. Нету технической возможности. Responsabilul tehnic al companiei Moltelecom din Raionul Căușeni recunoaște că satul Grădinița are o problemă la rețeaua de comunicație, dar nu știe când aceasta va fi lichidată. Da. Nu este transferată în altă încăpere, nu-i posibilitate de a linii fizică, nu este în corp. Spun că cheltuieli dumneavoastră s-a adresat la centralizat la Telecom Chișinău și nu e decizia. Noi suntem doar executanți. În satul Grădinița din Raionul Căușeni locuiesc în jur de 750 de persoane. Reprezentanții companiei Moltelecom de la Chișinău susțin că problema va fi lichidată în cel mai scurt timp posibil. Ministerul Mediului al Republicii Moldova evacuează și distruge pesticidele lichide în cadrul proiectului Fondului Ecologic Național. Acum a venit rândul depozitului din Taraclia, unde sunt stocate circa 18 tone de pesticide lichide cu termenul expirat. În pofida afirmațiilor de rezonanță ale colaboratorilor Inspectoratului Ecologic de Stat, precum că depozitul cu pesticide din Taraclia ar fi primul pe listă, în realitate acesta a rămas printre ultimele.
În aprilie anul trecut, când a devenit cunoscut faptul că Ministerul Apărării se pregătește pentru evacuarea pesticidilor din Moldova conform proiectului NATO, specialiștii păreau foarte categorici referitor la priorități. Depozitul din Taraclia este unul dintre cele mai periculoase, afirmau ei. Prioritatea acordată raionului Taraclia este cauzată de faptul că au fost evaluate toate riscurile pe care pesticidele le reprezintă pentru populație, pentru mediul ambient, starea depozitului, distanța la care aceasta se află față de terenurile unde se cultivă culturi agricole. Tot atunci, șefa secției le-a recomandat colaboratorilor Inspectoratului Ecologic să se ocupe de perfectarea documentelor. Banii necesari au fost alocați încă în anul 2011, spune ea. Asigurările date de cei de la minister au fost cât se poate de încurajatoare, afirmă Andrei Baltacov. Cu pesticidele lichide vor fi unele greutăți, pentru că va trebui reambalate aici pe loc, turnate în alte recipiente, dar reprezentanții firmei care se va ocupa de acest lucru au fost la fața locului și au văzut volumul lucrărilor, starea depozitului. În continuare, suntem primii în lista evacuării pesticidilor lichide. Proiectul de evacuare a pesticidilor lichide al Fondului Național de Ecologie a fost lansat în 2010, spune Valentin Pleșca, managerului proiectului Poluanți Organici Persistenți. El a venit personal în Taraclia, însoțit de alți doi colegi, pentru a anunța noutatea îmbucurătoare. Eliminarea pesticidilor lichide va începe săptămâna viitoare. Adevărat, depozitul din fruntea listei a ajuns pe ultimele poziții. Reieșind din faptul că la toate depozitele situația este asemănătoare, riscul pe care îl prezintă acestea este relativ același, dar nu a existat posibilitatea de a acorda prioritate unuia dintre depozite. Am reușit din considerente economice, așa că depozitul din Taraclia va fi al 10-lea la număr. Ministerul Apărării a avut nevoie de mai mult de jumătate de an de la inițierea proiectului pentru a elimina pesticidele pulverulente din Moldova. Inspectoratul Ecologic a avut nevoie de 4 ani pentru aceste lucrări. Specialiștii sunt convinși că peste 2 săptămâni, la depozitele din Taraclia, nu va mai rămâne nici urmă de pesticide. Peste 15 milioane de lei vor cheltui autoritățile locale din Ungheni pentru reparația capitală a mai multor porțiuni de drumuri asfaltate din oraș. Lucrările au demarat acum câteva zile și vor fi încheiate până la finele anului curent. În acest an vor fi efectuate reparații capitale pe porțiunile asfaltate de pe 3 străzi din orașul Ungheni. Lucrările deja au demarat pe una dintre cele mai importante artere, unde va fi reparat capital un sector de circa 600 de metri. Lucrările sunt executate de o firmă din Bălți și vor fi finisate în decurs de 3-4 luni. Anul acesta sperăm să facem pe strada romană o porțiune de circa 600 de metri. Strada este destul de lată, de 14 metri lățime, dar facem reparații capitale cu schimbare de borduri, cu complex schimbarea întregului strat a asfaltului. Vreau să atrag atenția că pentru prima dată, poate după 20-30 de ani, deci freza care este în spatele meu, deci frezează asfaltul pe o grosime de 20 de centimetri. Practic se frezează complet tot asfaltul cel vechi. Perioada de lucru acestui drum ar fi deja 30-40 de ani de acum înainte. Pentru reparația capitală a unor porțiuni de drum asfaltat din oraș, autoritățile locale vor cheltui aproximativ 15 milioane de lei. Porțiunea aceasta de stradă romană este o investiție de circa 6 milioane de lei. Mai avem, deci fără TVA, 8 milioane cu TVA, mai avem o stradă care intenționăm să o reparăm capital, este vorba de strada Vasile Alexandrii, o stradă la fel care duce de la gara auto și feroviară către piața centrală, la fel ne punem în plan să reparăm și o porțiune din strada Eminescu. Total, deci investiții capitale în străzi anul ăsta vor fi peste 15 milioane de lei. Anul următor sunt preconizate încă careva porțiuni de drum. Deci ne propunem ca în fiecare an să facem, în anul care urmează, să facem investiții capitale în drumuri nu mai mici decât anul precedent. În total, pe cele 3 străzi din oraș, unde vor fi efectuate reparații capitale, se vor asfalta circa 8.000 de metri pătrați. Infracționalitatea în raionul Basarabeasca ia amploare. Cu scopul de a îmbunătăți starea criminogenă și de a asigura ordinea publică pe teritoriul raionului, la 21 iulie, în incinta Consiliului Raional Basarabeasca, a fost convocată ședința Consiliului Coordonator pentru combaterea criminalității și corupției.
Procurorul raionului Basarabeasca, Lidia Grătilă, a menționat că se atestă o creștere a fenomenului infracționalității, în special a furturilor, atentatelor asupra patrimoniului, a violurilor, vătămărilor corporale, încălcării securității traficului rutier și delincvenței juvenile. Cheia succesului constă în prevenirea lor. De aceea este necesară o conlucrare eficientă între apele, organele de drept, serviciile abilitate, ONG-urilor din teritoriu, precum și un plan strategic comun. Pentru îmbunătățirea și intensificarea activității în domeniul apărării intereselor societății, cât și pentru profilaxia criminalității, este necesară monitorizarea și mediatizarea de către mass media locală. Reprezentanții organelor de drept au prezentat rapoarte privind problemele cu care se confruntă în activitatea de combatere a criminalității. Unii au venit și cu propuneri. În fiecare primărie, în fiecare trei luni de zile, trimestru, în fiecare primărie se face darea de seamă a șefului de post împreună cu sectorul de poliție. Cei prezenți au accentuat că este indispensabilă o colaborare strânsă dintre apele, organele de drept, organele descentralizate, poliția de frontieră, VAMA și serviciul de patrulare al MAI. Noi nu cunoaștem nici infractorii, nici numărul și categoriile de infracțiuni comise de aceștia. Pentru a preveni comiterea infracțiunilor de către minori, este necesar de a înlătura cauzele care le favorizează. Trebuie să fie combinat cu un plan bine determinat între primărie, între persoanele care sunt responsabile de probleme tineretului, între conducătorul casei de cultură, ca să fie niște concursuri organizate bine determinate, fiindcă tineretul în sate pleacă la Care Albani, la bar, ceilalți se adună în niște case părăsite sau fără stăpân, unde se ocupă cu cei cu ce se ocupă. Minori, dacă crimele sunt dintre minori mai mult făcute despre, merge vorba despre furturi, Stare economică și familii de social vulnerabile, familii care unii copii se educă cum părinți sau chiar fără părinți. Părinții sunt plecați psihotare pentru că știi că copiii sunt lăsați în voia soartei. Numai procuratura cât și poliția n-ați fi în stare ca să hotărească anume întrebările date, dar sunt menite pentru hotărârea întrebărilor date de profilaxie, organele de publici locale din teritoriu. În aspect local avem mult de lucru în privința organizării timpului liber a copiilor și a tineretului. Situația alarmantă din Ucraina poate genera creșterea infracțiunilor transfrontaliere. De aceea, președintele raionului Basarabeasca le-a recomandat tuturor să se întrunească mai frecvent cu prezentarea dărilor de seamă corespunzătoare. Ultima ședință a Consiliului a avut loc în anul 2012. Urmează. Agricultorii din raionul Briceni nu pot recolta culturile cerealiere din cauza ploilor abundente. Vasile Tarlev, ex-premier al Republicii Moldova, și-a pierdut titlul de cetățean de onoare al orașului Nisporeni. Membrii Congresului Autorităților Locale din Moldova, primarii și conducătorii serviciilor din subordinea Consiliului Raional Căușeni au pus în discuție acordul de asociere cu Uniunea Europeană. A început admiterea la universitățile din țară. Agricultorii din raionul Briceni nu pot recolta culturile cerealiere din cauza ploilor abundente. Câte hectare de spicoase au rămas nerecoltate și care este calitatea producției cerealiere, aflați la colega noastră, Rodica Danu. Ușa de ud, el de sub tectan. El de când se încălzește, el dă căldură și grâul se tot îi ud și începe în colță. Și calitate, paiul se înnegrește, schicul se înnegrește, grâul se schimbă culoarea, nu vine ca finiu, dar vine mai alb. Valeriu Parașciuc din satul Bulboaca, raionul Briceni, nu poate recolta cele 150 de hectare de grâu din cauza ploilor abundente. Timpul nu ne permite să recoltăm grâul, orzul care este deja gata. Pierderea o să fie de atâta că este aplicat la pământ și combina greul e pământul iud de sub și greul să usuci. Cel mai îngrijorător lucru pentru agricultori este faptul că din cauza ploii greul aplicat la pământ poate să încolțească. Din circa 6.000 de hectare cultivate cu grâu, doar 10% au fost secerate. Procesul tehnologic de recoltare este foarte dificil, informează Valeriu Dodu, șeful Direcției Agricultură și Alimentație din Raionul Briceni.
Combinele se deplasează destul de greu, este supraconsum de motorină și totodată făcând unele comparații cu greu care a fost recoltat până la ploi și cel care a fost recoltat acum urma ploilor abundente, avem o scădere atât calitativă cât și cantitativă. Conținutul de gluten al grâului recoltat a constituit 23-24%, dar la grâul strâns după ploi nu va fi același. După cum a informat Valeriu Dodu, șeful Direcției Agricultură și Alimentație, în raionul Briceni niciun agricultor nu și-a asigurat culturile cerealiere, fapt confirmat de un agent de asigurări. Noi asigurăm culturile agricole, dar nu sunt doritori. Adică noi nu refuzăm. Sunt care poate să tem, nu cred în asigurări, adică un fel de, spunem așa, de nihilism, dar totuși eu consider că majoritatea nu au surse financiare. Nu doresc să asigur din cauza că am asigurat 3 ani de zile la rând și au fost cazuri când trebuia de întors, banii nu au fost întorși. Spuneau fel de fel de condiții, că noi suntem vinoveți și tot așa. Valerii Paraștiuc a investit în culturile cerealiere peste 1 milion de lei și nu știe dacă își va recompensa cheltuielile. Un kilogram de grâu costă în medie 1,60 lei. 105 combine funcționale sunt gata pentru recoltarea cerealelor în raionul Briceni. Agricultorii așteaptă când ploile vor conteni ca să-și strângă roada. Vasile Tarlev, ex-premier al Republicii Moldova, și-a pierdut titlul de cetățean de onoare al orașului Nisporeni, dobândit în anul 2007. Actualul primar de Nisporeni l-a acuzat că a înstrăinat mai multe bunuri ale orașului în perioada când s-a aflat la guvernare. La ultima ședință a Consiliului Orășenesc Nisporeni, consilierii au dezbătut proiectul de hotărâre privind retragerea titlului de cetățean de onoare al lui Vasile Tarlev. Nu văd necesitatea de a interveni și a face caz de necaz. Omul ăsta, la momentul oportun, chiar dacă a pus o piatră și a socotit consilierii de atunci și reprezentanții societății, că el a ajutat la gazificare și la alte întrebări, eu cred că nu este din asul nostru ca consilieri care să revenim și să anulăm. Noi de la asta nu câștigăm nimic, dar ne stricăm imaginea Consiliului, pentru că acum eu dăm, acum eu luăm înapoi. Cine a să meargă acasă la domnul Tarlev, spui, dați-mi, vă rog, diploma aceea care cetățean de onoare, care v-am acordat-o dumneavoastră înapoi. Și dați-mi și prosopul și dați-mi și lenta aceea. Cred că nu-i corect. Școlacul, da. Ați fost într-o echipă, că ați fost, eu nu înțeleg cum a... Nu încurca, te rog. Eu am muncit pentru ceea ce am făcut. Nu, bă, eu nu te-am întrerupt, te-mi pași să mă exprimam. Eu nu vorbesc de Țugule, eu vorbesc de Tarle. Și ne-a dat cuvânt, te-mi pași să vorbesc. Potrivit primarului Denis Poreni, orașul a pierdut bazinele acvatice în perioada guvernului Tarlev. Un nebun din birou o luat și ne-a luat bazinele acvatice. Cu ce ocazie? Au fost transmise la nivel republican. Ziua de azi nu dăm de capte. Asta se merită la o persoană? Dar de ce nu a întrebat Consiliul? Dar au fost Consiliul de... Suntem împotrivă de a transmite. Dar în hotărârea de guvernul 40 spune că numai decât un punct de acolo spune trebuie să fie acordul Consiliului Local. Și Tarlev emite hotărârea de guvern și ne ia bunurile noastre a cetățenilor din oraș, le ia și le duce la... și nu știe cui le-a dus. Consilierii locali ai orașului Nisporeni au aprobat cu 9 voturi pentru proiectul de hotărâre privind retragerea titlului de cetățean de onoare al lui Vasile Tarlev. Membrii Congresului Autorităților Locale din Moldova, primarii și conducătorii serviciilor din subordinea Consiliului Raional Căușeni au pus în discuție acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Acordul stabilește un nou cadru juridic pentru cooperarea cu UE și transferă cooperarea țării noastre cu Uniunea Europeană la o nouă etapă, cea a asocierii politice și integrării economice, a spus în cadrul întrunirii analistul politic Igor Boțan. După ce a fost semnat de ambele părți, Republica Moldova și Uniunea Europeană, iar la 4 iulie a fost ratificat de Parlamentul țării noastre, a venit rândul cetățenilor să fie informați despre importanța și conținutul principalului document semnat vreodată de Republica Moldova. Vă amintiți că am început cu 2002, cu summitul de la Chișinău, cu decretul președintelui Voronin, cu monetizarea relațiilor în cadrul CSI, cu refuzul Federației Ruse de a constitui spațiu economic unic fără bariere pentru, în special pentru carburanți, ca să existe concurență normală, lucru care nu a ieșit atunci și așa mai departe. Și iată că, eu spuneam că în 2010 noi am
obținut foaia de parcurs pentru pregătirea Republicii Moldova pentru semnarea acordului de asociere, în special pentru semnarea părții legate de zona de liber schimb. Specialiștii spun că acordul de asociere cu UE, inclusiv acordul de liber schimb, va genera o creștere economică de 6,4% pe termen lung, iar exportul va înregistra un salt dublu și va atinge nivelul de 12%. Totodată, vor scădea prețurile la produsele de consum, va crește competitivitatea producătorilor autohtoni și vor fi diversificate relațiile cu partenerii economici străini. De fapt, modernizarea sectorului agricol e deja cheia succesului. Agricultorii au simțit pe pielea lor ce înseamnă restricții, ce înseamnă interziceri a exporturilor, de exemplu, anii 2005-2007, anul 2013, starea exporturilor de băuturi alcoolice de la 10 septembrie 2013. Pe de altă parte, nu au existat anume niște viziuni foarte clare. Cum trebuie să arate agricultura? Cea mai importantă componentă a acordului de asociere este crearea zonei de liber schimb și anularea tuturor taxelor vamale la import. Aceasta va duce la ieftinirea produselor importate, la scăderea prețului pentru produsele de consum, va crește și competitivitatea producătorilor autohtoni. De a îmbunătăți lucrurile esențial pe mai multe domenii, în domeniul justiției, în domeniul social, în domeniul concurenței, comerțului și așa mai departe, toate domenii în care știm foarte bine există foarte multe probleme a Republicii Moldova. Primarii din raionul Căușeni sunt optimiști și speră la investiții majore în satele Moldovei odată cu semnarea acestui acord. Dacă cineva spune că cine trebuie în Europa și mai departe, eu le vorbesc foarte simplu. Noi aducem Europa la noi. Și iată chiar în ultimii 4 ani care suntem acum, deci numai la Săiți câte obiecte s-au construit. Ne mai vorbim că în fiecare localitate din Moldova au fost implementate cel puțin un proiect. Nu mai cu proiecte din exterior ne mai ținem infrastructura. Potrivit barometrului opiniei publice realizat între 28 martie și 13 aprilie, o mare parte din populația Republicii Moldova, 45%, cunoaște destul de puțin despre acordul de asociere cu Uniunea Europeană. 30% dintre cetățeni sunt destul de bine informați, iar 17% nu cunosc nimic despre acest document. A început admiterea la universitățile din țară. În acest an, instituțiile de învățământ superior le propun tinerilor aproape 20.000 de locuri, dintre care peste 6.000 sunt cu finanțare bugetară. Daniel Chiperi a absolvit Liceul Teoretic Ion Inculeț din Vorniceni. Se gândește la o viitoare carieră în politică și de aceea el vrea să aplice la studii la Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative din cadrul Universității de Stat din Moldova. Mai mult ca atât, el se vede în viitor ambasador. I-am ales această facultate pentru că sunt interesat de viitorul țării și îmi place politica și domeniile de activitate care mi oferă această facultate. De asemenea, el mai spune că vrea să muncească în țară, însă și România reprezintă pentru el o oportunitate. Păi sigur că aș vrea să activez în Republica Moldova, însă deja o să vedem ce o să pot face aici. Dar ar fi ok și în România. Este un stat cu o politică destul de interesantă, unde ai ce aplica, ai ce vedea și ai ce învăța, unde politica trebuie dezvoltată și, într-un fel, asta mi oferă o încredere că pot schimba ceva. În timp ce unii se mai gândesc la ce specialități să aplice, alții deja au depus dosarele. Programez. De ce te-ai determinat să alegi anume această facultate? Mi-am place această profesie și este dezvoltată. Și, la fel, e bine să plătești. Uh-huh. Și datorită asta am ales această profesie, că cu altă specialitate Moldova nu cred că se poate să trăiesc. Jurnalismul, limbile străine, științele economice și cele juridice sunt cele mai recomandate profesii din partea tinerilor pentru absolvenți. Jurnaliști, profesori, automehanici. Da, de ce? Sunt renumite. Inginerie, probabil. De ce? Fiindcă, cum observați și dumneavoastră, toți aleg dreptul, toți aleg contabilitate,
și este un surplus. Eu aș recomanda în primul rând medicina, fiindcă sunt studentă la medicină și știu că acolo se face carte, se învață mult și bine. Persoanele în etate au păreri diferite referitor la ce facultate trebuie să aleagă tinerii de azi pentru o viață mai bună. Economia de piață ne dictează specialitățile și noi ne vom conforma. Asta depinde de amul de care dorește, care vrea medic, care vedeți. Mie mi-a plăcut economia. Cele mai mari taxe de studii sunt percepute la stomatologie, unde contractul pentru un an de studii depășește 20.000 de lei. Pe următoarele două poziții sunt facultatea de farmacologie, cu o taxă de 18.000 de lei, și cea de medicină generală, cu puțin peste 17.000 de lei. Elevii de la liceul Mircea Eliade din Sporeni vor avea un stadion de lux unic în felul său în raion. Până la toamnă se va încheia reconstrucția stadionului, pentru care sunt alocate în jur de 4 milioane de lei. Până la toamnă, liceul Mircea Eliade din Nisporeni va avea un stadion nou-nouț, unic în felul său în raion, poate chiar și în regiune. Cel puțin așa susține Vasile Vacar, directorul liceului. Se va finisa acest stadion după reconstruit după toate standardele europene. Dimensiunile stadionului vor fi de 120-70 de metri. Va fi un stadion performant și lucrările de renovare se vor finisa până în luna septembrie. Directorul liceului susține că deja s-au făcut toate calculele privind costul lucrărilor de reconstrucție și s-a ajuns la cifra de 3.800.000 lei. Cea mai mare parte a sumei va fi oferită de Federația Moldovenească de Fotbal. De asemenea, își va aduce aportul Consiliul Raional Nisporeni și liceul Mircea Eliade. Acest proiect în conlucrare cu Federația de Fotbal, unde ne alocă o sursă financiară pentru acoperirea acestui stadion cu înveliș artificial, a fost banii alocați la Consiliul Raional, deci valoarea totală a proiectului se ridică de 4 milioane de lei. Conform proiectului, terenul cu suprafața de 120x70 de metri va fi acoperit cu înveliș artificial și iluminat de 40 de proiectoare. Tribunele vor fi reparate capital și acoperite, iar vestiarele vor fi amenajate inclusiv cu cabine de duș. Acest teren de fotbal care se reconstruiește va fi pus la dispoziția elevilor pentru a petrece lecțiile pe el, pentru a petrece diferite întreceri sportive, pentru a face antrenamentul de fotbal și totodată de acest stadion vor beneficia toți elevii Liceului Teoretic Mircea Eliade. Noul stadion va servi în calitate de teren de lucru pentru echipa de fotbal Speranța Nisporeni, care după o pauză de 15 ani a acces în divizia națională. Pe timpuri a fost una dintre cele trei case de cultură model din Republica Moldova. Astăzi, din păcate, se năruie. Cea mai mare casă de cultură din nordul Republicii, amplasată în satul Nicoreni, raionul Drochia, are nevoie de reparație capitală. Mai multe detalii aflați în reportajul ce urmează. Tencuiala se desprinde, cade tavanul, pe la geamuri șuieră vântul. Într-o stare atât de deplorabilă a ajuns Casa de Cultură din satul Nicoreni, raionul Drochia. Pentru a dezvolta cultura în sat, este nevoie mai întâi de o reparație totală a localului. La moment se află într-o stare foarte gravă și avem nevoie de reparație, avem nevoie și de un sprijin financiar și avem nevoie și de brațe de muncă. De mult efort, este nevoie să depunem foarte mult efort pentru a duce la o condiție cât de cât favorabilă. Oamenii din sat spun că ar fi bine dacă acum Casa de Cultură are căpăta aspectul de odinioară și va servi atât pentru tineret, cât și pentru ceilalți localnici. E frumoasă, este, dar trebuie reparată, să aibă tineretul unde să petrece tinerețele, și e frumos pentru sat și pentru raion și pentru... Și bucomod la toată lumea, mai ales la tineret. Căminul cultural a fost reparat ultima dată în anul 2004, dar și atunci doar foaierul și sala de festivități. Reprezentanții administrației publice locale speră că numirea în funcția noului director va fi de bun augur și toate neajunsurile vor fi înlăturate. Referitor la situația materială, preconizăm pentru anul viitor, tragem nădejdea, sunt deja înaintate cereri, proiecte pentru
amenajarea, schimbarea, renovarea acoperișului. Recent, cred că în timp de o lună, avem un proiect care să amenajăm o leacă spațiu adiacent clădirii. Pe lângă toate acestea, aici mai este nevoie de instalarea apeductului, sistemului de canalizare, precum și de încălzirea întregii clădiri. Este prima dată când aspectul orașului Ungheni suferă din cauza irresponsabilității unor oameni. În ultimul timp aici se atestă un grad înalt de deteriorare a mobilierului stradal. Băncile stricate, urnele și containerele de gunoi vandalizate duc la pierderi de zeci de mii de lei anual. Cu toate că orașul Ungheni este poziționat geografic în mijlocul Europei și este considerat drept poarta de vest a Moldovei spre Europa, cultura unor oameni de aici este mai puțin europeană, anume din cauza irresponsabilității oamenilor are de suferit aspectul orașului, mai cu seamă mobilierul stradal. În ultimul timp, tot mai frecvent sunt deteriorate urnele de gunoi și băncile, iar din punctele de colectare a deșeurilor dispar containerele de gunoi. Cu părere de rău, acest mobilier stradal este vandalizat de la o vreme mai intensivă în oraș. Avem urne deteriorate, avem containere sustrase, chiar un caz elocvent pe strada Boico 18 s-au furat două containere. Containerele instalate de metal care sunt prevăzute pentru colectarea gunoiului menager, cu regularitate cantierele acestea sunt înturnate. Locuitorii orașului sunt de părerea că cei care deteriorează bunurile publice duc lipsă de cultură și ar trebui pedepsiți aspru. Mai degrabă e vorba despre incultura oamenilor și totul ține de mentalitate și respectiv totul ține de faptul cum pornește totul din familie. Este vorba că oamenii noștri nu sunt obișnuiți cu frumosul, dar sperăm că fiind insistenți și instalând și făcând frumos în urba noastră, oamenii s-au obișnuit cu asta și vor începe să păstreze lucrurile făcute cu mult greu, cred că, de autoritățile noastre. Dar cum credeți? Cum ar trebui de pedepsit astfel de oameni? Cred că ar trebui depus amenzi, mă gândesc. Că cel mai bun instrument de acțiune asupra persoanei la noi când îl bați peste buzunar. Pentru a păstra aspectul frumos al orașului, autoritățile locale îi îndeamnă pe oameni să fie mai responsabili. Eu aș ruga totodată populația orașului că dacă văd așa cazuri, să sune la poliție, să informeze primăria, că nu putem spune la orice bancă câte un polițist și să păzească acest mobilier. Potrivit datelor oferite de întreprinderea Servicii Comunale Ungheni, din cauza deteriorării mobilierului stradal sunt înregistrate pierderi anuale de peste 30.000 de lei. Deschiderea business-ului în localitățile rurale nu e prea atractiv pentru întreprinzătorii care speră la un câștig imediat al acestor investiții. Veceslav Cazacu din satul Abaclia, raionul Basarabeasca, cu un anumit risc a investit banii ce i-a muncit în străinătate. El a deschis un magazin modern de materiale de construcții care funcționează conform standardelor europene. Veceslav Cazacu de mult timp intenționa să deschidă un supermarket modern cu materiale de construcții, care să funcționeze conform standardelor europene. Această idee s-a născut în timp ce se afla în Italia. După ce s-a întors în țară, Veceslav a deschis în satul său natal, Abaclia, un magazin cu marfă și materiale de construcții. Fiind convins că va avea succes, el a decis să-și extindă afacerea. M-am gândit pentru că Moldova este deja într-un sistem de tranzacție, presupunem, în sistemul european. Satul are nevoie de magazine moderne, confortabile pentru clienți. În ziua deschiderii, toți vizitatorii magazinului au plecat acasă cu diverse cumpărături. Am luat două coropse de vopsea până când. Pe urmă, aș lua mai mult de multe. Bine că s-a deschis acest magazin și nu trebuie să plec în altă parte, spre exemplu la Cimișlia. E un magazin frumos care ne trebuiește la sat. Suntem bucuroși de așa magazin. Cred că să ne construim și mai mult, ca și materialele aproape. Un magazin mare necesită și un număr enorm de lucrători. Aici sunt angajate 11 persoane, în mare parte locuitori ai satului Abaclia. Neudobnă zici. Este foarte convenabil că nu trebuie să plec în altă parte.
Nu vreți să plecați peste hotare? Nu, nici nu mă gândesc. Primarul satului Abaclia, Victor Niculița, care și el a investit într-o afacere proprie în acest sat, i-a mulțumit lui Vyacheslav Kazaku pentru aportul adus la modernizarea satului. Pentru că trebuie să ai curaj, în primul rând, ca să investești, dacă analizând investiția care s-a făcut până la ziua de astăzi, este peste 6 milioane de lei, aceștia nu sunt banii care avea toți în buzunar. Aceștia sunt luați din conturi din bancă, de la agenții economici. În opinia proprietarului acestui magazin, businessul din localitățile rurale are perspective de dezvoltare. Suntem într-o situație când putem deschide tot ce dorim în satele și în raioanele din Moldova. Mulți la noi așteaptă să ramburseze banii a doua zi sau a treia zi. Este nevoie de timp, 6, 7, 8, până la 10 ani, de a recupera banii în primul rând. Conform datelor statistice, în prima jumătate a anului 2014 au fost deschise 11 întreprinderi, iar 34 au fost închise. Străzile centrale din orașul Râbnița trebuie să aibă un stil arhitectural unic. Cum ar trebui modificate fațadele clădirilor? Ce trebuie de făcut pentru ca orașul să devină mai atractiv? Despre acestea s-a discutat la Consiliul Urbanistic. Fațadele colorate și pavajul neuniform nu înfrumusețează deloc stilul arhitectural al orașului Râbnița. La această concluzie au ajuns reprezentanții Consiliului de Urbanism la ultima ședință. Actualmente este în curs de pregătire hotărârea șefului administrației de stat cu privire la adoptarea unui stil unic pentru fațadele clădirilor și teritoriilor adiacente. De asemenea, membrii Consiliului de Urbanism au propus de a pava trotuarele într-un stil unic. Planificăm să realizăm acest proiect cu eforturile comune ale bugetului local și proprietăților clădirilor rezidențiale. Nici locuitorii orașului Râbnița nu sunt indiferenți față de aspectul orașului natal. Părerile sunt împărțite. Mai bine într-un stil unic să fie mai frumos, iar așa unul face într-un fel, altul în alt fel. Mai bine să avem un aspect frumos, comun, iar proiectul să fie executat de un arhitect. Fiecare cu gustul său. Pentru amatorii culorilor aprinse, nu e rău deloc. Mai bine să fie vopsite decât să se risipească. Consider că edificiile trebuie să aibă culori diferite. Asta ne face viața mai colorată și mai atractivă pentru oameni. Este părerea mea. În timp ce locuitorii orașului visează la renovarea străzilor, specialiștii sunt în proces de elaborare a planurilor arhitecturale. Vor fi formulate cerințele pentru amenajarea stilistică a fațadelor și pavajului stradal. Autoritățile locale planifică să restaureze și Casa de Cultură, care nu a avut parte de reparație capitală de când a fost construită. La ora actuală se elaborează schița și se alege gama de culori. Ulterior, și această chestiune va fi prezentată spre examinare Consiliului de Urbanism. Despre restaurarea și restabilirea conacului Vila Par din satul Mândâc, raionul Drochea, precum și despre alte subiecte, au discutat viceministrul culturii, ambasadorul Poloniei în Republica Moldova, cu vicepreședintele raionului Drochea și cu șeful secției raionale de cultură. Cum a decurs întrunirea, urmăriți în reportajul ce urmează. Recent, viceministrul culturii și ambasadorul Poloniei în Republica Moldova s-au aflat într-o vizită de lucru în orașul Drochea. Ei au avut o întrevedere cu vicepreședintele raionului și cu șeful secției raionale de cultură. S-a discutat pe marginea mai multor probleme, însă cea mai importantă a fost restaurarea conacului din satul Mândâc. În viitor намерится polska strana să сотрудничестве с молдавской стороной, которую представляет главным образом Министерство культуры, намеревается создать в Мендыке центр диалога, который должен работать, управляться fondul care predstăit să zdați. În acest context s-a convenit de a promova un proiect de restaurare a obiectivului important al patrimoniului cultural. El urmează să fie realizat în câteva etape. În primul rând este etapa de
inventariere și documentare a obiectelor de patrimoniu cultural și landschaft cultural de la Villa Park Mandu. Și după aceasta am convenit să elaborăm un proiect de execuție a acestor lucrări și să identificăm resursele financiare pentru restaurarea și punerea în valoare. Reprezentanții secției de cultură speră că odată cu restaurarea acestor capodopere istorice să crească economia raionului și nu numai, deoarece se vor putea atrage mai mulți turiști. Ceea ce s-a făcut deja până acum și ce se preconizează în viitor ne dă speranța că acest proiect va avea sorți de izbândă și va fi realizat. Cred că este cel mai mare obiectiv turistic care va fi în raionul nostru și nu numai ca turistic, dar și așa se preconizează să fie un centru cultural de agrement și aceasta va atrage și mai mulți turiști în raionul Drochia. Asupra acestui proiect va lucra un grup de specialiști cercetători din Polonia, specialiști arhitecți de la Chișinău și un grup de studenți, atât din Moldova cât și din Polonia. Lucrările sunt preconizate pentru 2-3 ani. Conacul Villa Park Mândâc va deveni un centru cultural moldopolonez. Următoarele alegeri parlamentare vor avea loc la 30 noiembrie. Campania electorală va lua start cu 60 de zile înainte, la 1 octombrie. Însă, neoficial, campania a început deja. Doar în raionul Basarabeasca, în ultimele luni, diferite formațiuni politice au organizat un șir de manifestări și acțiuni de caritate. Deși startul oficial al campaniei electorale nu a fost dat, partidele politice deja și-au intensificat activitatea. Doar în raionul Basarabeasca, în ultimele luni, diferite formațiuni politice au organizat un șir de manifestări și acțiuni de caritate. De exemplu, reprezentanții organizației teritoriale a Partidului Democrat au organizat pentru locuitorii satului Sadaclia sărbătoarea Două generații, două destine. Am vrut să mulțumesc la atât organizația din raionul Basarabeasca că a organizat așa un eveniment frumos și ne-a mai luat o leacă din durerile sufletești care avem. În perioada vacanței de vară, în orașul Basarabeasca, democrații deseori organizau diverse activități pentru copii. Membrii PLDM din oraș au desfășurat sărbătoarea cu genericul Mama, Tata, Eu, o familie sportivă. Reprezentanții acestei formațiuni politice au adus și un aport financiar la amenajarea Bisericii Sfântului Ierarh Nicolae sfințite recent. Din partea echipei noastre, în special din partea lui Vlad Filat, am adus un cadou bănesc în sumă de 50.000 de lei. Președintele Organizației Teritoriale a Partidului Socialiștilor a desfășurat acțiunea Îndrăgesc Basarabeasca. În timpul acestei campanii, în regiunea Flămânda a fost amenajat curganul prieteniei. Această acțiune va continua până la următoarele alegeri locale, apoi o vom extinde. Poate vor fi și altele, căci nu cred că ne vom limita doar la una. Însă cel mai vehiculat act de binefacere din ultimele zile a fost cadoul oferit de Renato Usatăi unui tânăr orb din orașul Basarabeasca, Oleg Căldărare. El i-a donat o garsonieră în Chișinău. Eu am crezut că voi avea cândva o casă. Nu vă voi uita niciodată. Mulțumesc mult! Locuitorii orașului Basarabeasca au păreri diferite în privința acestor acte de binefacere. Foarte rău, pentru că ei astfel cumpără omul. La noi e scăzut nivelul de trai și fiecare om se lasă cumpărat, credeți-mă. Mai ales bătrânii pensionari pentru un kilogram de zahăr se lasă cumpărați. Mint oamenii, aruncă praf în ochi și atât. Aceste cadouri nu înseamnă absolut nimic. Mai bine ar adăuga la pensii celora care primesc 500-600 lei, care într-adevăr au nevoie. Asta nu e politică. Trebuie să fim mai buni, mai omenoși și să ne respectăm unii pe alții. Pot să vă zic de ce. Așa își caută alegătorii. Ei promit înainte de alegeri, dar după ele nu mai promit nimic. Promisiunile lor valorează cu zero. Eu sunt împotriva cadourilor din partea politicienilor. În așa mod, ei încearcă să îmbuneze oamenii înainte de alegeri. Următoarele alegeri parlamentare în Moldova se vor desfășura la 30 noiembrie. Campania electorală va fi lansată cu 60 de zile înaintea acestei date. Metalurgii din Râbnița și-au marcat ziua profesională. Pe parcursul întregii zile, pe stadionul școlii numărul 10, au avut loc diverse întreceri sportive. Competițiile au fost urmate de un concert festiv.
Actualmente, metalurgul de onoare Alexandru Saprâghin se află la odihna bine meritată. Cu toate acestea, ziua metalurgului va rămâne pentru el o sărbătoare deosebită, pentru că și-a dedicat marea parte a vieții acestei profesii. Este mai mult decât viața, este un mod de viață, atâta tot. La 1 noiembrie anul trecut am ieșit la pensie, deși aș fi putut să mai lucrez. Nu m-am îndepărtat de colectiv, iată, vin, privesc, îi susțin. Feciorii domnului Alexandru îi continuă cauza, încercând să fie specialiști vrednici ca și tatăl lor. Suntem o dinastie. Tata e metalurg cu peste 30 de ani vechime în muncă și fratele mai mare lucrează în acest domeniu. Lucrăm împreună în același atelier. El este maestru superior. El la fel a absolvit Academie Metalurgică. Așa și lucrăm încetişor. Este o muncă grea, bărbătească, dar foarte interesantă. Mulți metalurgi, la fel ca și familia Saprâghin, sărbătoresc pe stadionul școlii numărul 10. Anual, aici se desfășoară competiții la volei, basket, ridicarea greutății și arm wrestling, dedicate zilei profesionale a metalurgilor. Lumea așteaptă această sărbătoare. Ei muncesc anul împrejur, iar azi e sărbătoarea lor. Vor să petreacă. Dispoziția e bună, vremea ne permite să ne odihnim. Nici rece, nici cald, nu plouă, e perfect. E foarte frumos să vezi lumea ieșind cu întreaga familie, tați, mame, bunei, bunici, împreună ies la sărbătoare și se bucură de viață. Și desigur le urez ca uzina metalurgică să nu se oprească nici pentru o clipă. Priveliștea cea mai captivantă a fost Trânta, unde premiul mare a fost un cucoș viu. Acesta a fost câștigat de tânărul participant Alexei, care a venit aici în ospeție la bunica. Cel mai probabil din el vom face răcituri, ca toată lumea să-i simtă gustul. Ador aceste sărbători pentru că e vesel și toți prietenesc între ei. Un alt premiu viu, berbecul, a fost câștigat de doi participanți simultan. Până în ultima clipă, juriul nu a putut decide cine este mai puternic. După lupte înflăcărate, finaliștii Serghei Costețchi și Vitalie Pletos au ajuns la un compromis. Au decis să nu se chinuie și să învingă prietenia. Ori sunt metalurgi și știu cum se obține victoria. Deci a învins prietenia, iar berbecul a fost împărțit în jumătate. Este sărbătoarea noastră profesională, ne place foarte mult. Am așteptat cu nerăbdare această zi. Concertul este foarte bun, ne-am odihnit pe cinste. Îi îndemnăm pe toți să ni se alăture. E o seară minunată. Festivitatea a culminat cu un grandios foc de artificii care a luminat cerul nocturn. Acestea au fost cele mai importante subiecte ale săptămânii. Rămâneți pe Canal Regional.